De data asta mă bucur că dau noroc cu unul dintre cei mai mari chirurgi din România, și anume profesor dr. Vlad Brașoveanu, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Fundeni. Sunt onorat, mulțumesc, Cătălin, te urmăresc de mult timp, sunt un fan al tău. Când intri în sala de operație, cât de mult te ajută Dumnezeu? De-a lungul vieții, Dumnezeu mi-a dat multe probleme de rezolvat, le-am trecut cu brio și mi-a dat și multe satisfacții. Cel mai greu moment a fost la un transplant hepatic, în care eu eram cu piciorul în gips, nu apropo cred. De... Da, de picioare rupte. De picioare rupte. Și am stat 8 ori într-un picior. Când am ajuns acasă, am crezut că nu mai simt piciorul care era în gips, era cu edem și a fost un moment foarte, foarte greu. Ficatul este acel calculator al unei mașini. Are peste 1000 de funcții. Ficatul 1000 de funcții. Niciun organ din organismul uman nu are atâtea funcții cât are ficatul. Ficatul nu doare. S-ar putea să descoperi o anumită afecțiune când e prea târziu. De aceea e foarte important periodic să luăm un set de analize, o ecografie, care ne pune în gardă. Trebuie să ai o chemare pentru această meserie. Cine își greșește meseria și e medic, se chinuie. Până la ce vârstă se poate face meseria asta? S-ar putea să supăr multă lume. După 70 de ani, niciun chirurg nu mai are voie să fie la masa de operație. Viața unui chirurg înseamnă mult stres, după cum spuneai, da. Și mult consum. Deci, cine prinde 70? Cătăline, la noi la chirurg se spune așa, există chirurgia vorbită, chirurgia făcută și chirurgia scrisă. Sunt unii chirurgi care vorbesc foarte frumos, sunt unii chirurgi care scriu frumos, sunt puțini, sunt chirurgi care operează frumos. Cine le are pe aceste toate trei componente este un geniu. E bine ca medic să fii modest? Este esențial, este obligatoriu. Acel bolnav vine la tine, se uită în ochii tăi și așteaptă un răspuns de la tine. Trebuie să-i dai o încredere. Chiar dacă nu are șansă sau șansele sunt mici, el trebuie să aibă încredere în tine. Acești bolnavi vin la chirurg de multe ori ca la Dumnezeu. Pentru că e ultima stație și tu știi foarte bine, Spitalul Fundeni și Sanadorul sunt cam ultimele stații în medicina românescă. Fiți atenți! Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cel mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Mulțumim mult de tot! Aplauze, Ciucă! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Așa cum v-am obișnuit, prietenii noștri de la Sanador ne spun în felul următor: vă trimitem cei mai buni medici pentru a afla lucruri care țin de sănătatea voastră, pentru că noi cei de la Sanador spunem sănătatea ca stil de viață, iar cei care urmăresc podcastul Acasă la Măruță trebuie să înțeleagă că aici au cei mai competenți medici, în același timp oamenii care pot să le ofere foarte multe informații pentru sănătatea lor. Iar de data asta mă bucur că dau noroc cu unul dintre cei mai mari chirurgi din România, și anume profesor doctor Vlad Brașoveanu, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Fundeni. Am zis bine? Foarte bine. Mulțumesc mult de tot că sunteți prezent la podcastul Acasă la Măruță. Și eu mulțumesc, sunt onorat. Mulțumesc, Cătălin. Te urmăresc de mult timp. Sunt un fan al tău, în special soția mea. Am înțeles. Natalia, te salutăm și îți mulțumim mult de tot că ai avut un cuvânt de spus ca doctorul Brașoveanu să ajungă la podcastul nostru. Și vreau să mai dau un noroc, doctore, pentru ceva anume. Pentru că ne leagă oarecum ceva. Și anume, Comuna Bălănești. Pentru că tu vii din Comuna Bălănești, numai că de data asta din Republica Moldova, iar eu toată copilăria mea am petrecut-o la bunica mea, mama din partea mamei, la Bălănești, undeva în Oltenia. Așa că și pentru cei din Bălănești, din Moldova, și pentru cei din Oltenia. Să bem o fetească neagră de la prietenii noștri de la Sâmburești. Facem cadou. Natalia preferă vin roșu, alb sau roze? Șampanie. Șampanie, am înțeles. Atunci ne revanșăm cu ceva șampanie, dar până atunci noi recomandăm o fetească de asta neagră, este senzațională, de la prietenii noștri de la Sâmburești. Mă bucur mult că suntem împreună. Profesorul Irinel Popescu a spus omul
care duce mai departe ceea ce înseamnă transplantul de ficat este Vlad Brașoveanu. Și mi s-a părut asta așa, o responsabilitate și o presiune foarte mare. Mulțumesc, Cătălin, pentru tot ce ai spus frumos despre mine. Profesorul mi-a schimbat viața. Știu că eram destul de dezorientat. Auzisem de el și în momentul când s-a întors din America, unde făcuse un stagiu de transplant hepatic la Monsaina, la vestitul Thomas Starzl, care este primul om care a efectuat un transplant hepatic în lume, s-a întors în România ca să pună pe picioare și să introducă această metodă pentru a salva acești bolnavi care nu aveau nici o șansă. Și practic faci parte, putem să vorbim la apertur, nu? Da, din echipa doctorului Irinel Popescu încă de la început. Da, sunt de la început în echipa profesorului Irinel Popescu. Am început cu un coleg de al meu din Pitești, Dorin Petrăreanu, în 97, când s-a întors profesorul, mă repet. Și a fost un drum foarte greu, dar foarte, foarte frumos și, practic, profesorul nostru ne-a schimbat destinul, ne-a arătat ce înseamnă performanța în chirurgie. Nimeni nu credea că în România se poate face performanță chirurgicală. Sigur, se făcea chirurgie de toate tipurile, dar când vorbim de transplant hepatic, înseamnă performanță în chirurgie. Ca și cum practic noi mergeam pe bicicletă și a venit cineva și a zis gata, zburăm în cosmos. Și lucrul ăsta s-a întâmplat pentru lucrul că s-a zburat în cosmos. Până acum sunt peste 1000 și ceva de transplante reușite? Primul transplant reușit a fost în 2000, Penea, vestitul Penea, trăiește, este într-o condiție biologică foarte bună, este un om sănătos. Iată că sunt 23 de ani de la acel transplant. Al doilea este Badea, la fel, 23 de ani de viață. Sunt oameni absolut sănătoși. Mai iau o pastilă acolo, o imunosupresie, care... Dar toți noi luăm Oameni care n-aveau nicio șansă la viață șansă. Dintr-o dată. Îți dai seama că de 23 de ani ei trăiesc și asta datorită transplantului de ficat. Așa este. În același an, în 2000, a fost realizat primul transplant hepatic pediatric la o fetiță de un an cu atrezie de căi biliare, deci la un an, și acum 2 săptămâni această fetiță, deci după 23 de ani de transplant hepatic, de la donator viu, atenție, a donat mămica ei, lobul stâng, a devenit și ea mămică. Are un băițel sănătos și iată că sloganul, da, pentru viață, pentru pe care vom vorbi mai târziu. Da, probabil, și pe care îl folosești foarte des în postări, am văzut. Nu mi-aparține. Aparține mămici, nu? Nu. Aparține altei mămici care la fel a fost transplantată cu o bucățică de ficat de la mama ei și care a făcut o complicație severă, a făcut o tromboză de ateră hepatică și care, al cărei singură soluție era un retransplant hepatic. Era o cursă contra cronometru, a apărut un ficat, am retransplantat-o și această fetiță s-a întâmplat acum 6-7 ani, această fetiță este foarte bine și iarăși, cu drag vă spun, este graviduță și va fi mămică. Cât de tare mi se pare să ții minte toate viețile astea pe care le-ai schimbat și toate destinele pe care le-ai reorientat datorită profesionalismului, datorită dedicării. Și asta vreau să te întreb. Cum a ajuns Vlad Brașoveanu, un om care s-a născut în Republica Moldova acum vreo 54 de ani, să vină să facă medicină? Nimeni din familie nu era în domeniul ăsta. Că de obicei auzi, domnule, am făcut medicină că era bunicul, tata, mama, un frate mai mare și așa mai departe. Așa este. La tine nimeni, doctore? Nimeni nu a fost. Sunt primul medic din familie. Nu aș vrea să dau detalii, dar în urma unor evenimente am ales acest drum și m-a convins să vin în România sora mea, care era deja studentă la Constanța, și cred că a fost o alegere bună. Da, e o alegere bună și sunt convins că acum pacienții care probabil au trecut pe la tine, pe la cabinet, sau oameni cărora le-ai salvat viața, zic, da, a fost o alegere extraordinară. Dumnezeu te-a trimis să faci lucrurile astea, că uite, ai salvat vieți. Într-adevăr, Bălănești, știam că există o comună și în Gorj, Bălănești.
Nu știu care e altitudinea în Gorj, dar în Bălănești de Basarabia este cel mai înalt loc din Basarabia, Piscul Miron, 429,5 metri, un loc cu o energie, încărcătură energetică deosebită. Avem campioni mondiali la lupte libere, avem profesori, avem medici și sunt pe cale să reușim o înfrățire acestei comuni cu o comună, nu dau numele, din Dâmbovița, da, și să reușim niște proiecte frumoase acolo cu renovarea școlii, cu... Ce frumos! Anual se decernează niște premii pentru cei mai buni elevi. Acei copii au nevoie de modele. Știi ce vreau să te întreb? Casa părintească e la Bălănești, acolo, în... Casa părintească la Bălănești, lângă casa părintească am avut niște nani, nu știu cum se spune, niște nași care nu au avut copii și au lăsat moștenirea lui taică-meu o căsuță țărănească, care am renovat-o cu chirpici, cu var, cu prispă. Și cred că este prima casă din Basarabia care este acoperită cu șindrilă. Am adus șindrilă din Apuseni și a ieșit o casă autentică, deosebită, și abia aștept să mergem acolo, să... O dată pe an merg acolo, că acolo sunt părinții mei și ne întâlnim cu toată trăiesc familia. Trăiesc părinții? Părinții nu mai trăiesc. Ai zis că acolo sunt părinții, înseamnă că acolo sunt... Acolo sunt mormântați și o dată pe an mergem la mormântul lor. Și probabil tot atunci când mergi o dată pe an, duci acolo, de acum încolo, să-i duci și pe copiii tăi. Pentru că doctorul Vlad Brașoveanu, oameni buni, are o fică, Daria, care e în anul 2 la medicină generală, și doi băieți, Sasha și Vadim, 2 ani și 5 luni. Așa este, am o fetiță anul 2 la medicină, care ea a decis, nu am influențat-o cu nimic, nu știu ce va face, dar este o fetiță foarte conștiincioasă și probabil că merge pe urmele noastre. Ai vrea să facă la fel chirurgie? Nu încurajez, este o meserie foarte grea, deși nu imposibil, dar vezi, fetele trebuie să fie și mame și iubite și să aibă și familie, și în chirurgie e puțin mai greu să le împaci pe toate. Și băieții, Sasha și Vadim, 2 ani și 5 luni. 2 ani Sasha și Vadim, 5 luni. Așa este, sper unul din ei să mă moștenească, sunt convins că va mă moșteni. Dar haideți să spunem care crezi că te va moșteni, pentru că peste ani o să vadă podcastul ăsta, că YouTube-ul n-o să moară și o să zică, bă, tata de atunci știa că eu o să fiu chirurg. Ca temperament mă moștenește Sasha. Da. Vadim e încă mic. Vadim seamănă fizic mai mult cu mine, Sasha mă moștenește ca temperament. Deci până la urmă care va fi medicul? Mi-e greu să spun, cred că Vadim. De ce? Pe Vadim ai aparia că o să fie chirurgul din familia Brașoveanu, în viitor, nu? Da. Ei bine, doctor Brașoveanu, oameni buni, e ca să înțelegeți, când spune copiii ne moștenesc pe noi, se referă la faptul că și Natalia, soția, are treabă cu medicina. Așa este, este medic ginecolog, a făcut un fellow foarte serios la Londra și s-a întors în țară și în curând își va reîncepe și activitatea de medic ginecolog. Foarte frumos. Acum, știi, mie mi-ar plăcea la podcastul ăsta, oameni buni, o să vorbim și despre ficat, despre ce trebuie să facem să avem un ficat sănătos, cum trebuie să ne comportăm și ce trebuie să consumăm sau să nu consumăm pentru sănătate, dar mi-ar plăcea ca oamenii să-l cunoască pe doctorul Vlad Brașoveanu și mai personal. Pentru că e omul ăla care vine de la Bălănești, are casa părintească acolo, se duce o dată pe an să o viziteze, dar în același timp tu joci foarte bine tenis. Tenis de câmp. Ai și câștigat ceva Balcaniada doctorilor? Sunt amator. Da, avem o Balcaniada anual. Anul acesta vom merge în Corfu, în Grecia. Suntem vice-campioni, 2 ani la rând ne-au suflat la mustață turcii titlul, dar anul acesta sper să redobândim titlul. Avem o echipă foarte, foarte bună, cu copii tineri, băieți tineri, medici tineri, foarte talentați, și sunt convins că anul acesta vom recuceri titlul. De asta zic că oamenii aceștia pe care îi vedeți în halate albe au și pasiunile lor, nu? Și bucuriile lor. Că probabil oamenii se gândesc, dom'le, doar se duc, operează și atât. Nu, au și viața lor, uite. Tenis, Balcaniada doctorilor. Așa este. Balcaniada este în prima săptămână din septembrie. Întotdeauna fac în așa fel încât să fie acea perioadă în concediu și să mergem la această Balcaniada, pentru că este o mare bucurie și
Practic ne reprezentăm țara acolo și iată că lupta cu turcii există și chiar și în secolul acesta. Știi ce vreau să te întreb? Când intri în sala de operație, cât de mult te ajută Dumnezeu în toată povestea asta, într-o operație? Cătălin, și apoi o să spun ce a zis, mă ajută. Eu sunt un credincios, cred în Dumnezeu, dar nu sunt habotnic. De-a lungul vieții Dumnezeu mi-a dat multe probleme de rezolvat, le-am trecut cu brio și mi-a dat și multe satisfacții. Sigur există Dumnezeu. Și iarăși vreau să revin la această fetiță care, al cărei mama a spus da pentru viață. Au fost o serie de, a fost o lege a seriilor, dacă vreți, au fost două fetițe identice care au fost salvate prin acest retransplant și nu mai credeam că pot să fie salvate și iată că a apărut un ficat, au fost retransplantate și aceste fetițe sunt ambele bine, sunt studente, această fetiță s-a căsătorit, este graviduță și mama ei insistă foarte mult să facă o asociație și ajută foarte mult copiii cu probleme medicale, copiii cu cancer de la Fundeni și nu numai de la Fundeni, de la Grigore Alexandrescu. Este o femeie care are energie foarte, foarte bună și vrea să ajute acești copii la așa nevoie. A reușit să facă asociația? Urmează să fie înființată asociația. Oricum există o asociație a transplantaților în România care are diferite activități, printre care și ajutorul unor bolnavi cu afecțiuni grave de ficat sau nu numai. Da, mi se pare senzațional când oamenii, știi, se unesc și ajută oameni și te-am întrebat despre Dumnezeu pentru că profesorul Irinel Popescu la un moment dat l-a întrebat care are vreun regret în toată activitatea, în toată viața și mi-a spus că dacă ar fi să vorbească despre un regret, ar fi acela că nu s-a apropiat de religie mai devreme. Și m-am gândit că pentru atunci când intri în sala de operație și practic omul ăla trăiește datorită ție. Sau nu trăiește datorită ție, este cazurile nefericite, când poate, na, nu supraviețuiește. Se întâmplă oarecum și cu ajutorul divin, știi? Hai să-i dăm viață, hai să salvăm. Așa este, au fost destule situații în care practic nu mai era nicio șansă și totuși apărea o inspirație și cazul era rezolvat și acel bolnav ajungea la externare și satisfacția era mea. Sigur există și o divinitate în toată povestea aceasta. Când intri, cât a durat cel mai mult un transplant ăsta de ficat făcut? La începuturi, transplantul de ficat dura foarte mult pentru că în orice meserie există o curbă de învățare, dar nu aș vrea să accentuez cât a durat. Au fost transplanturi care au durat și 5 ore, și 10 ore, și 24 de ore, și 48 de ore, peste tot, chiar și în Occident au fost cazuri și cred că profesorul v-a povestit despre aceste cazuri. Dar cel mai greu moment a fost la un transplant hepatic în care eu eram cu piciorul în gips, nu apropo cred. De picioare rupte și am stat 8 ori într-un picior. Când am ajuns acasă, am crezut că nu mai simt piciorul care era în gips, era cu edem și a fost un moment foarte, foarte greu și mă gândeam dacă merită. Dar, până la urmă, acel transplant a evoluat foarte bine și tot a fost bine. Dar mă gândeam așa, deci în gips, cu piciorul, și ai stat 8 ore acolo în sala de operație, punându-ți în același timp și sănătatea ta în pericol. Cum ai spus, așa edemul este. Sau ce se întâmplă. Așa dar ce înseamnă este. Pasiunea și dorința asta de a salva vieți. Așa este, am avut și eu o problemă la tendonul Ahile. Și a trebuit să stau o perioadă, știi foarte bine cum e recuperarea la tendoane. Acum devin specialist, pot să fac tutoriale despre recuperare. Pe genunchi sunt eu specializat în perioada asta, în partea asta. Mi se pare în același timp că câteodată lucrurile astea care fac, de asta zic, oamenii care se uită la podcast, doctorii ăștia sunt și ei oameni, adică cu piciorul în gips, 8 ore stai și operezi, dar salvezi viața unui om. Și în același timp, cred că la un moment dat era ziua lui Sasha și în aceeași zi avusese un transplant de ficat la un copil? Nu.
Ai ceva informație, dar nu. Ultimul transplant pediatric care a fost efectuat în Institutul Clinic Fundeni a fost pe 16 septembrie. Da. Ziua în care s-a născut Vadim. A, Vadim, deci era zi... Practic, am alergat între Fundeni și Sanador. Am vrut să prind și momentul când se naște al doilea meu băiețel, Vadim. În același timp am transplantat o fetiță de 10 ani de la mamă și care este foarte bine. De ce spun ultimul transplant din Spitalul Fundeni? Pentru că ulterior s-a înființat un nou centru de transplant pediatric la Grigore Alexandrescu, cum este și absolut normal în orice țară civilizată, așa am și spus de mai multe ori, nu se poate ca România anului 2022-2023 să nu aibă un centru de transplant pediatric. În toată lumea civilizată, acești copii sunt transplantați într-un centru de transplant pediatric. Sigur că noi avem mare experiență la Fundeni, numai că era obligatoriu, era să necesar să reapară acest nou centru. S-a înființat și iată că în urmă cu 2 săptămâni a fost realizat primul transplant hepatic de la donator cadaveric, la fel la o fetiță de 10 ani, 10-11 ani cu o afecțiune hepatică gravă, donatorul fiind un copil de 3 ani aflat în moarte cerebrală în urma unui accident rutier, vestitul caz de la Suceava. Nu mai intrăm în detalii. Evoluția este foarte bună. Copilul a fost transferat pe secție într-o condiție biologică bună. Da. Urmează să... Dar nu vreau să trec peste treaba asta. Deci, tu ești în 16 septembrie, se naște al treilea copil, cel de-al doilea băiat al tău, te duci la maternitate la Sanador. La Sanador a fost, nu? La Sanador. Și apoi te duci la Fundeni pentru că trebuie să faci transplantul de ficat. Ai apucat să vezi nașterea sau încă... Am văzut, am și filmat-o. Și apoi ai fugit la spital? Da. Vezi, Cătălin, transplantul hepatic de la donator viu, fie el și pediatric sau la adult, înseamnă mai multe echipe chirurgicale și, în primul rând, este operația la donator, deci unul din familie care donează, și operația la primitor. Deci am prins o breșă unde... Puteam să fug, altfel nu era posibil, și am prins acele momente senzaționale când se naște un copilaș. Tu dai seama că de fapt a fost în felul următor. S-a născut un copilaș care era copilul vostru, copilul tău, și peste câteva ore prelungeai viața altui copil. Așa este, o paralelă, vezi, de aia... Mi s-a născut copilul și apoi am prelungit viața altui copil de 10 ani. Divinitatea are, este și ea prezentă în activitatea noastră. E foarte important. Te trec așa puțin fiorii când afli, când auzi momentele astea. Sunt povești de viață foarte frumoase, dar sigur că cu o descărcătură psihoemoțională și corticosupraleniană foarte mare. Nu pot să pronunț cuvântul ăsta. Dacă pronunță cineva cuvântul ăsta, îi dau un pahar de vin de aici. Zi, greblă. Corticosupraleniană. Zi, ciucă. Cortico... Ok, perfect. Mergem mai departe. Zi, pozaș. Corticosupraleniană. Prav, nu? Corticosupraleniană. Corticosuprarenaliană. Așa. Am fost un pic pe aproape. Medicina e o facultate grea? Cătălin, este o facultate grea pentru că necesită multă muncă, mult studiu, implicare permanentă și prezență foarte mare la patul bolnavului. Dar trebuie să fii făcut pentru medicină, nu? Că, de exemplu, poate eu vreau să învăț carte, îmi place să studiez, dar când văd un om suferind, parcă eu leșin înaintea lui, sau dacă văd un om bolnav. Așa adică este. Adică trebuie să ai chemarea asta, nu? Vrei să simți ceva în tine că te cheamă la medicină. Așa este. Eu, în timpul studenției, prin anul 5, participam la un experiment pe șoareci, pe șobolani, pentru a declanșa o cardiomiopatie dilatativă, și aici o să te prinzi tu de ce aș fi vrut eu să fiu cardiolog, dar nu mi-a plăcut. În primul rând că mi-era frică de acei șobolani și cred că acel experiment a eșuat. După care vroiam ceva, fiind un tip temperamental, fiind scorpion, fiind și maimuță, vroiam ceva cu adrenalină. Am vrut să mă fac anestezist.
Întâmplarea face că cel mai bun prieten al meu știa de la început că vrea chirurgie și mă locuie el în gărzi și m-a convins să fac chirurgie și chiar vreau să-i mulțumesc doctorul Ivankov, care este un chirurg de elită din Basarabia. El face și el parte în echipa de transplant de acolo și vom vorbi despre acel program care este practic un program din al doilea program din spațiu românesc și pentru mine a fost cumva o onoare să întorc acolo de unde am plecat cunoștințele care le-am acumulat în Fundeni și nu numai. Și da, mereu când ai ocazia vorbești despre Basarabia, mereu când ai ocazia vorbești despre acasă, mereu când ai ocazia te gândești la ei acolo. Așa este, pentru că am ars atâta motorină pe acest drum, pe acest drum care trebuia să fie alt cumva. București, Albița sau București, Chișinău. Un drum greu. Atâta motorină. M-am întors înapoi de la Buzău, m-am întors înapoi din Vamă, m-am întors înapoi de la Bălănești. Dar... De ce? Pentru că asta era pentru medicina? Că apărea tot timpul urgență. Trebuia să... Da, foarte greu ajungeam acasă. Și am făcut și câteva performanțe acolo. De exemplu, primul transplant hepatic de la donator viu la copil asistat laparoscopic a fost realizat acolo cu o echipă doar de acolo. A evoluat foarte, foarte bine. Au fost și niște realizări foarte importante care arată că nivelul medicinii și acolo este bun. Vreau să te întreb ceva. Vorbești cu atâta pasiune despre aceste lucruri. Părinții au reușit să afle, să trăiască și să vadă că tu, Vlad Brașoveanu, ești chirurgul despre care se vorbește și că ești omul care ești azi? Cătăline, nu mă fă să plâng, că sunt un timp sentimental. Nu. Nu? Nu cred. Niciunul dintre ei n-au aflat că tu ești doctor? Niciunul? Nu. Nici că ai fost... Când te-ai dus la medicină, știau amândoi? Da, da. Tatăl meu. Nu insista, că nu vreau să intru în acest subiect. Mama mea a murit la 35 de ani de infarct miocardic. De asta nu puteai să te apropii de latura asta a medicinei. Așa cu cardiologia. Și nu era pentru mine. 35 de ani? 35. Câți ani aveai atunci? 15, sora mea avea 10 și fratele meu avea 3 luni. Practic erai cel care trebuie să ai grijă oarecum de familie și de ei. Așa este. S-a schimbat destinul la 180 de grade. Dar infarctul ăsta din ce cauză? 35 de ani? Era hipertensiv, avea o trombofilie și din păcate n-a ținut cont de sfatul medicilor. I-a mai vrut un copil și fratele meu este bine, are și el doi băieți, Matei și Vlăduț, 17 și 12 ani. Sunt bine, sunt în Germania și ne vedem o dată pe an la Bălănești. Și tatăl? Nici el n-a apucat să te vadă medic? Hai, știi că depășim întotdeauna acest subiect. Da. Tatăl meu a murit de un cancer gastric. A fost o situație în care practic nu am putut să-l ajut cu nimic. Eu fiind chirurg. Eu operând zi de zi aceste afecțiuni. Nu mai pune întrebări, te rog. Depășim subiectul. Și știi că se mai uită oamenii și zic, da, domne, viața lor poate câteodată e mai ușoară sau oamenii în halate albe, dar uite nu ce... Nu e ușoară deloc. Dar făcută cu pasiune și vreau să spun un lucru. Medicii nu sunt bogați. Pentru că bogăția nu se face din medicină. E doar o pasiune și... Trebuie să ai o chemare. Trebuie să ai o chemare pentru această meserie. Cine își greșește meseria și e medic, se chinuie. Cât de tare asta. Asta vii și pentru cei care dau la medicină. Cine își greșește meseria și ajunge medic, nu face altceva decât să se chinuie toată viața. Și ai atâtea exemple. De oameni care încă se mai chinuie. Da.
Vlad Brașoveanu, oameni buni, poate ușor înțelegeți de ce este unul dintre cei mai respectați chirurgi și unul și șeful echipei de transplant, nu? Cum, nu știu cum e latura, e bine spus așa, nu? Șeful echipei de transplant, profesorul meu este directorul centrului, eu sunt șeful secției de chirurgie hepatic și transplant de la Institutul Clinic Funden și evident că avem și în timpul liber colaborare cu un spital privat, respectiv cu Spitalul Sanador, unde am și realizat primele transplanturi hepatice de la donator viu, primele trei. De curând s-a împlinit 3 ani de la primul transplant hepatic de la donator viu. Pacientul Dima este într-o condiție biologică foarte bună. Făcut la Sanador acest transplant. Efectuat la Sanador. Știi ce vreau să întreb? De ce n-ai rămas în Franța? Pentru că la un moment dat ai studiat acolo, nu? Prima ieșire în Occident a fost în 2000 la Rennes, care era al doilea centru de transplant hepatic din Franța. Vestitul centru unde era Lonoa, marele Lonoa, care așa e unul dintre cei mai mari chirurgi ai Franței. Sigur, alături de alții, de Henri Bismuth și alți chirurgi de renume din Franța. Și acolo am învățat ABC-ul în transplantul hepatic de la donator cadaveric. A urmat o a doua specializare la Kremlin Bicêtre în Paris, unde am luat act de transplantul hepatic pediatric în 2004. Iar, și de ce n-ai rămas în străinătate? Iar cotitura a fost în 2009-2010, unde, datorită viziunii profesorului meu, am fost câțiva colegi, cu doctorul Leo David, cu doctorul Emil Matei, la Seul, la Sun Medical Center, unde este cel mai mare centru de transplant hepatic din lume, de la donator viu. Ei făceau, la vremea respectivă, în jur de 500 de transplanturi pe an. Deci imaginează-ți că noi avem în 20 de ani 1150 plus. Ei făceau în jur de 500, practic făceau 2 transplanturi pe zi. Era cel mai mare centru, condus de, la vremea respectivă, de profesorul Sung Juli, și unde am învățat și am văzut ce înseamnă muncă. Erau 5 chirurgi care munceau zi lumină, făceau transplant hepatic. Dacă nu ești pasionat, n-ai de ce să faci treaba asta. Și nu aveau salarii mari. Pentru că erau pasionați, pentru că asta era menirea lor să facă. Așa este. Dar și de ce n-ai rămas în străinătate? Pentru că sunt convins că în Franța, la Seul, oriunde ar fi dat absolut orice, să aibă un profesionist acolo. Cătălin, am avut o șansă și, repet, întâlnirea cu profesorul mi-a dat această șansă de a face... Profesor Inel Popescu, de a face această chirurgie de performanță, chirurgie de transplant, unde în străinătate n-aș fi ajuns să o fac. Nu că nu eram bun, dar era un drum mult prea nevoios și nu am vrut să ratez această șansă. Să pornești ceva de la zero. Așa este. Până la ce vârstă se poate face meseria asta? Doctorul Brașoveanu are 54 de ani, pentru că mă gândesc că e un consum foarte mare, adică te epuizează, te... Așa este. În mod normal, biologic, până la 65, ai 70. S-ar putea să supăr multă lume. După 70 de ani, niciun chirurg nu mai are voie să fie la masă de operație. Rămâne profesor consultant, rămâne la congrese, scrie cărți, ține cursuri. Biologia, aș spune cuvântul. Viața unui chirurg înseamnă mult stres, după cum spuneai, da, și mult consum. Deci... Cine prinde 70? Așa de epuizant e tot ce se întâmplă acolo. Este pentru că performanța înseamnă stres, înseamnă masaj cortico-supra-renalian. Ați notat? Care duce la diferite afecțiuni, hipertensiune arterială, alte adică, afecțiuni. Adică, practic, un chirurg, stând atât de multe ore să opereze, atât de multe ore implicat acolo, nu face altceva decât și el să spună sănătatea în pericol. De ce crezi că un pilot se pensionează la 50 de ani? Tocmai pentru că
își pune și el sănătatea în pericol și își pune și sănătatea celorlalți pasageri. Așa este. Deci răspunsul l-ați aflat, oameni buni. Vreau acum să întrebăm și câteva lucruri despre domnul Ficat, să vedem. Cât de mare e ficatul ăsta? Ficatul, în mod normal, cântărește în funcție de constituția omului, între 1,100 kg, 1,300 kg. Este un pic mai mare ca cordul. Totuși, cordul, dacă îl comparăm cu un pumn care da. Stă în mijloc, cum a declarat, cum a spus doctorul Rac, da. Ficatul doctorul este Rac. Un pic mai jos și în loja hepatică dreaptă. Deci tot în dreapta e și ficatul. Cordul este pe mijloc. La ficat, cordul e pe mijloc, dar toată lumea știe că, domne, e numai în partea stânga. Dacă spui la unul, domne, e numai pe mijloc, zice, bă, du-te, bă, că e pe stânga, uite, bate pe stânga. Așa este, este pe dreapta. Ficatul e pe dreapta. Are și o parte la stânga linii mediane, dar partea cea mai mică. Și dacă vreți, ficatul este acel calculator al unei mașini. Are peste 1000 de funcții. Ficatul 1000 de funcții. Niciun organ din organismul uman nu are atâtea funcții cât are ficatul. O întrebare, cum putem să-l resetăm sau ce putem să-i facem după 40 de ani ca să știm că avem un ficat cum trebuie? Resetare. Ce înseamnă resetare? Sunt un mod de viață sănătos, nu trebuie să resetezi, dar există anumite afecțiuni care duc la diferite boli hepatice și principala indicație în transplantul hepatic este boala hepatică terminală, de diferite cauze, virale, cele mai multe, virus B, virus D, virus C. Virus D? Există Delta? Delta. Și un procent destul de mare este cancerul hepatic, hepatocarcinomul, care este pe locul 2 ca indicație în transplantul hepatic. Cancerul hepatic apare pe o hepatopatie preexistentă, fie el de cauză virală sau de cauză toxic-nutrițională. Un pahar de vin e ok? Un pahar de vin este foarte ok, mai ales un pahar de vin roșu care este un foarte bun antioxidant. Nu, că de asta zic, cu ficatul ăsta, ca să-l ținem sănătos, trebuie să avem un pic grijă de el. Mi se părea că ficatul luam mai un pic mai în glumă. Ziceam, domne, se regenerează, imediat te abții, nu știu, nu mai consumi alcool o lună, două, el își revine. Îl vedeam așa, ca un făt frumos de ăsta, care imediat își revine. Dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Consumul în exces de alcool duce la distrugerea celulei hepatice, deci la hepatocitelor. Iar în locul lor, organismul reacționează, face o fibroză hepatică și de aici toate consecințele, hipertensiune portală, sângerări, etc., etc. Știu că, doctore, ai făcut lupte în tinerețe sau îți plăceau, nu? Da, am fost vicecampion unional la categoria 38 de kilograme în clasa 6-a. Și acum mi-amintesc că am fost învins în finală de un georgian. Mamă, din clasa 6-a, ți-mi minte? La categoria 38 de kilograme, da. Categoria 38 de kilograme. Și vreau de asta să te întreb, că la sportiv de foarte mult te auzi, dă la ficat sau să mai bat unii pe stradă, a dat la ficat. Nu, erau lupte libere. Lupte libere, dar de asta cu ficatul, când îți dă la ficat, mai auzi pe stradă, băieții, se întâlnesc, băi, am dat una la ficat, l-am lăsat jos. Așa este. Cele mai grave sunt accidentele rutiere și anume rupturile de ficat. Lovituri. Dar și bătăile astea pot să-ți provoace rupturi de ficat, nu? Există și anumite situații în care poate să, dar mai rar. De obicei, în accidente rutiere se întâmplă rupturile de ficat sau alte organe. Există vreun aliment care îi face bine ficatului? Adică să zici, domne, uite, dacă o dată pe săptămână sau zilnic mănânci ceva, ficatul tău este fericit. Există anumite hepatoprotectoare, dar ca alimentație, evident, cel mai bun aliment este ficatul de pasăre. Ficatul de pasăre ajută? Ajută, pentru că este ficat. Deci, nu, serios, de mâine ia-ți ficat de pasăre dacă nu comandă. Ficatul de pasăre, deci ajută? Ciucă, ia bagă-mă pe Bringo. Putem face suntem... reclamă? Da, da. Ficat de pasăre. Păi, deci, noi facem acum, avem o aplicație Bringo, ne aduc cei de la Bringo din Carrefour tot ce comandăm noi și acum caută ficat de pasăre. Ok. Vine 90 de minute. Sau ficat de rață. Caută și ficat de rață. Nu-i prea gras asta? E foie gras asta, ficat de rață. Da. Păi și nu-i prea gras? Nu.
Deci caută ciucă ficat de pui, de rață. Da. Facem stoc. Facem stoc, nu? Așa, deci ficatul ăsta ajută, că tot avem pe cei de la Carrefour alături de noi în acest parteneriat. E o aplicație, 90 de minute, ți-aduc ei acasă tot ce trebuie de la Carrefour. Ce mai comandăm dacă toți suntem pentru ficat? Deci ficatul de pui. Niște frunze, ceva, niște salată? Iarbă, niște salată. Mamă, tot vine acum exact cu urzici, cu spanac, cu ăsta e ce trebuie? Ștevie, bă. Ștevie. Deci până la urmă, gata, mai vreți ce mai vreți? Ugreblă, ce alimentația vrei? E foarte importantă. Le urdă? Alimentația e importantă, nu? Așa este. Mie mi se pare că întotdeauna, am comandat, gata, închidem lista? Perfect. Întotdeauna mi se pare în felul următor, că la teorie parcă toți suntem buni, adică și eu știu un pic cum trebuie să am grijă, dar când vezi farfuria aia în fața ochilor, parcă nu mai ești așa de atent. Cătăline, la noi la chirurg se spune așa, există chirurgia vorbită, chirurgia făcută și chirurgia scrisă. Sunt unii chirurgi care vorbesc foarte frumos, sunt unii chirurgi care scriu frumos, sunt puțini, sunt chirurgi care operează frumos. Cine le are pe aceste toate trei componente este un geniu. Păi tu vorbești și frumos, tu scrii și frumos și operești și frumos. Nu, nu, nu. Nu? De ce? Nu, nu. Ești modest. Nu, nu, nu. De ce? Nu, pentru că... Eu spun, uite ce natura spune. Te înzestrează cu o calitate. Greu să te înzestreze cu trei calități. Mie îmi place să mai vorbesc cu oamenii înainte de a veni diferiți doctori la podcastul Acasă la Măruță, pentru că nu este domeniul meu pe care să-l stăpânesc. Îmi place să-i cunosc pe oameni, să vorbesc cu ei, să aflu lucruri de la ei. Și mai avem oameni cu care vorbim la muncă, colegi, oameni cu care mai interacționez. Spune, mă, de seară fac podcast cu doctorul Brașoveanu. Păi, ești nebun, Brașoveanu. Adică, și întotdeauna le observi oamenilor admirația, ceea ce pe tine acum te copleșește și te simți un pic stingher de chestia asta. Dar nu ești conștient de tu ești conștient de adevărata ta valoare? M-am pus întrebarea aia direct la ficat s-a dus. Știi exact cine sunt, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fiu modest. Modestia este o calitate. Modestia nu înseamnă submediocritate. Și e bine ca medic să fii modest? Este esențial, este obligatoriu. Niciodată nu am iubit medicii aroganți. Acel bolnav vine la tine, se uită în ochii tăi și așteaptă un răspuns de la tine. Trebuie să-i dai o încredere. Chiar dacă nu are șansă sau șansele sunt mici, el trebuie să aibă încredere în tine. Trebuie să-i dai speranță. Exact. Cât de mult contează pentru un pacient ca doctorul să se implice și să-i dea acea... Enorm. Acea enorm putere. Enorm de mult. Și gândiți-vă că acești bolnavi vin la chirurg ca la, de multe ori, ca la Dumnezeu. Pentru că e ultima stație și tu știi foarte bine, Spitalul Fundeni și Sanadorul sunt cam ultimele stații în medicina românescă. Am avut pe bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, internat la un moment dat la Spitalul Fundeni. A fost operat de doctorul Băilă, un doctor fabulos de la Fundeni. L-a operat, a avut niște probleme cu circulația. Un pacient în vârstă peste 80 și ceva de ani și a fost o operație care a durat 7 ore. Și într-adevăr, cred că atunci și eu și familia ne raportăm la doctorul din fața noastră ca la Dumnezeu și la un om care poate să-i salveze sau nu viața. Așa este. Doctor Băilă, un chirurg excepțional. Primii pași în chirurgia vasculară le-am învățat cu dumnealui. Erau unele afecțiuni în care el avea nevoie să aibă acces la aortă, la originea arterii mezenterice superioare și el, fiind chirurg vascular, avea nevoie de un chirurg generalist care să imobilizeze splina și coada pancreasului ca să ajungă acolo și așa ne-am cunoscut cu doctorul Băilă și, într-adevăr, este un chirurg excepțional. Eu nu, și... nu cunoșteam, eram un băiat care mă duceam și prezentam ceva la televizor, dar vorbesc de asta de acum vreo 15 ani de zile, 10-15 ani de zile și mă uitam cu câtă bucurie sau cu câtă răbdare vorbea și cu bunicul meu și explica ce trebuie să-i facă și o operație care mi s-a părut mie complicată și la 80 și ceva de ani și a așa fost este. Extraordinar de bine făcută, pentru că bunicul a mai trăit ani buni după aceea și știu că îi spunea mereu, mișcarea face bine. Sunt convins că mișcarea face bine și la ficat, nu? 100% și la ficat face bine. Da. Un ficat slab este un ficat care trebuie mișcat. Deci, trebuie făcut sport, sigur. De câte ori e bine să-l ducem pe ficat la ecograf, la analize?
Depinde de vârstă. Asta sigur că vârstă, de la o anumită vârstă trebuie să facem niște analize, trebuie să facem o ecografie, trebuie să facem colonoscopie, trebuie să facem endoscopie. Cam după ce vârstă se fac toate acestea? În principiu, după 50 de ani trebuie să fim mai atenți cu toate aceste lucruri, pentru că apar anumite afecțiuni care pot fi prevenite. De exemplu, un polip colonic scos la timp poate preveni apariția unui cancer colorectal sau un polip gastric în urma unei endoscopii care poate fi scos prin endoscopie, de asemenea poate preveni un cancer gastric. De asta îți spuneam că au fost momente când nu am reușit să mi ajut propriul tată. Pentru că s-a dus prea târziu? S-a dus prea târziu. Și tocmai de asta poate oamenii care se uită la noi la podcast ar fi bine să înțeleagă că cel puțin o dată pe an să poți să faci aceste controle? Așa este, niște analize banale, o ecografie și evident să țină legătura periodic cu medicul de familie care poate să-i dea niște sfaturi și poate să-l îndrume la un medic specialist dacă are o afecțiune sau alta. Tatăl, dacă se ducea mai devreme, avea alte șanse la viață? 100% avea alte șanse, sigur. Dar poți să îți dai seama că se întâmplă ceva cu tine și cu corpul tău dacă nu faci aceste controle? Sau unele lucruri nici nu le simți și pur și simplu doar când e prea târziu îți dai seama de că s-a întâmplat? De exemplu, ficatul nu doare. S-ar putea să descoperi o anumită afecțiune când e prea târziu. De aceea e foarte important periodic să luăm un set de analize, o ecografie care ne pune în gardă sau dacă există ceva. Foarte multe afecțiuni sunt descoperite absolut întâmplător. De aceea e foarte important să fim atenți. Mai e și vorba aia că dacă te duci la doctor, sigur îți găsește ceva. Nu. Asta e vorba bătrânească care nu face altceva decât să-ți facă rău, că nu te duci să-ți faci analizele când trebuie. Exact. Deci, oameni buni, ați aflat cel puțin o dată pe an, încercați să faceți aceste investigații, după anumită vârstă poate mai des și e bine niciodată să nu le lași așa la întâmplare. Lasă că mă doare și mă duc când mă doare. Nu, trebuie să te controlezi. Așa este. Pentru că în ziua de astăzi, cum trăim, cu poluare, cu alimentație, cu tot, totul e, te îndreaptă să te duci mai des la medic. Din păcate. Așa este. Cât de important e sportul? Este important, cel puțin în meseria mea, este foarte important pentru că un chirurg are foarte multe ore de stat în sală, în picioare și condiția fizică este foarte importantă. Au fost momente când ajungeam seara târziu acasă, stăteam în cămin la Fundeni și cea mai bună relaxare era un jogging. Din păcate mă fugăreau câinii prin Fundeni în perioada aia, dar m-a ajutat foarte mult la recuperare și a doua zi o luam de la capăt. Deci trebuie și multă condiție. Unul, pot să le dau oamenilor din casă și să spunem că unul dintre elevii profesorului Brașoveanu este și colegul nostru de televiziune, Mihail Pautov, doctorul Mihail. Nu a fost? A făcut parte din echipa ta, doctore, nu? Așa este, a fost rezidentul meu. Din păcate, el a ales alt drum, îl înțeleg, e mai talentat, poate că ăsta e drumul lui. Pe televiziune, dar vreau să dezvălui un secret. Mâna mea dreaptă este doctorul Ionuț Barbu, care este din Târgu Jiu, un copil minunat, unul din foarte buni chirurgi acestei țări. Câți ani are? 38 de ani. 38 de ani? Și care, dacă vrei, este brașoveanu, următorul brașoveanu al chirurgiei hepatobiliopancreatice din România. 38 de ani și îl cheamă Ionuț Barbu? Barbu. Ionuț Barbu din Târgu Jiu? Din Târgu Jiu. Mamă, oltean de-al nostru. Foarte oltean de-al tău, da. 38 de ani. 38 de ani. Adică să înțeleg, ferească Dumnezeu, că dacă mâine doctorul brașoveanu ar avea nevoie ca cineva să-l opereze, ar apera la... Așa este, așa este. Trebuie să creezi, trebuie să formezi oameni dacă pe mâna cărora poți să te, să-ți încredințezi viața. Dar ce înseamnă că e mâna dreaptă? Adică simt care talent, care, că toți medicii care ajung la nivelul ăsta, clar, au citit mult, au studiat, au fost la congrese, au fost la schimb de experiență, sunt foarte buni. Dar ce face diferența să fii un chirurg de top? Diferența face în afară de... vezi, chirurgia e o artă. E ca și... De ce există un singur Federer?
Există mai mulți tenismeni, și Djokovic, și Nole, și Nadal, Federer e unul singur. Așa și în chirurgie. Chirurgia e o artă. Sunt foarte mulți chirurgi buni, sunt foarte mulți chirurgi excepționali, dar geniali sunt puțini. Deci trebuie să știi unde să... Contează, cred că, fiecare milimetru pe care îl... Nu? Sau, de fapt, contează să anticipești ce urmează să se întâmple, nu? Hai că devin și chirurg. E foarte greu să-ți transmit, să-ți răspund la această întrebare, dar este o artă. Asta e cuvântul, nu poți să-ți... Adică simți că e ceva mai presus un pic decât studiile, munca și tot. Adică simți că e un har acolo. Este obligatoriu. Și un har, adică dublată. Exact, acesta e cuvântul, un har. Dar trebuie dublat de multă muncă și, evident, de știință, de studii. Clar, dar sunt mulți care muncesc și studiază, dar poate n-au harul ăsta, și sunt mulți care studiesc, muncesc și au harul ăsta. Și atunci apare, cum spuneam, chirurgia vorbită. Chirurgia vorbită. Doctor Mihail, la chirurgia vorbită? Nu-mi permit să doctorul fac afirmații de foștii mei elevi. Da, da, eu știu că spunea despre fostul tău elev, doctorul Mihail Pautov, că era foarte talentat și că era bun. Dar a ales domeniul ăsta mai mult de televiziune și online. Pentru că este mai talentat acolo, nu? Doctore, te pupăm, colegul nostru acum de la Antena 1. Știi ce vreau? Mi-e pare rău că a renunțat la chirurgie. Da? Serios? Da, mi-am pus multe speranțe în el, dar ești un pic supărat pe el, că vrei să fie cu tine mereu în echipa ta. Așa este. Nu? Așa este. Adică simțeai că e un băiat bun, e un doctor bun și... Da, merita să rămână, dar probabil n-a avut răbdare, nu știu. Dar el face o treabă foarte bună, înțeleg că colegii voștri îl apreciază foarte mult și are un public al lui foarte... Și e un om extraordinar, trecând peste toate lucrurile astea. E un băiat extraordinar și pasionat de lucrurile pe care le face și el. Legat de tenis, să înțeleg că tu ești fan Federer? Eu sunt fan Djokovic. Am fost foarte mult timp fan Djokovic. Ce s-a întâmplat, am și doctore? Poza lui acasă. Nu cred. Dar... m-a dezamăgit crunt după Australian de anul trecut. Nu avea voie să fie antivaccinist. Nu avea voie să-și dea cu părerea despre un subiect care nu-l stăpânește. El se pricepe la tenis. Nu avea voie. Asta te-a dat... Da. Nu ți-a mai plăcut de el? Regele e Federer. Și deci regele a rămas Federer. Așa este. Adevărul că și Federer, și Djokovic, și Nadal sunt oameni cu har. Și, evident, Simonica, da, pe care o pup pe această cale, o cunosc personal, o fetiță deosebită. Simona și Halep, doresc mult succes să reușească să... Să treacă momentul ăsta mai dificil, exact, prin care trece, și în același timp să fie acolo unde e locul. Pentru că foarte mulți copii s-au apucat de tenis în ziua de astăzi pentru că au văzut-o pe Simona Halep făcând sportul ăsta și aducând performanță. Mulți au apucat de nou după ce l-au văzut pe David Popovici. De asta spun, oamenii au nevoie de modele și de repere. Exact. Poate mulți apucă de medicină și vor să facă transplant că îl cunosc sau că aud lucruri despre doctorul Brașoveanu. Mi se pare că întotdeauna poți să inspiri pe alții prin lucrurile pe care le faci tu. Vreau să mai vorbim un pic despre mit sau adevăr, pentru că aproape a trecut o oră de când stăm de vorbă și nici n-am vorbit foarte mult, de exemplu, și despre mai multe lucruri așa de viața personală, de exemplu. Să aflăm, doctorul Brașoveanu e romantic? Da. Adică duce flori acasă? Da. Deci duce flori acasă. Face și surprize de genul ăsta, nu știu, acum avem o cină romantică, acum... Da? Da? Da. Ia să vedem, ce să mai întrebăm de doctor Brașovean, să mă aflat, de ce e romantic, duce flori, pregătește și câte o cină, să nu spui, doctore, că scrii poezii? Nu. De gătit, nu? Nu, nu. Nici de gătit, nu? Soția mea, Natalia, gătește foarte bine. Foarte bine. Nu știu dacă tu ai observat, dar întotdeauna când vorbești de soția ta, Natalia, ți schimbă puțin fizionomia feței, pentru că se luminează dintr-o dată. Așa, dar asta nu poți să-ți dai seama, pentru că eu sunt în fața ta și observ lucrul ăsta. Mi-a declarat la un moment dat că ea își manifestă dragostea și prin a găti. Și atunci când vezi sufletul pus și în farfurie, știi cum e clar. Mai da? Ales că mi-a făcut și doi băieți superbi, pe care încerc să-mi petrec mult timp cu ei. Îmi ai timp să stai miros cu ei? Am timp, îmi fac să-i miros. Știi că și-o fac asta, îi miros pe copiii mei? Deosebit. Și încă mai miros așa laptea al meu. Fiul meu are 12 ani, fiul meu 7 ani și când miros tot la lapte miros. Așa este.
Iar la vârsta mea, nu-mi permit să spun la vârsta ta, savurez altfel această plăcere. Și eu la fel. Eu am 45 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Că... Și foarte tânăr. Nu cred. Mult prea tânăr. Nu, mai doctor. Viața la bărbați începe la 50. Deci încă mai am speranță. Uite, mă, vezi când ți se spune altfel, altfel mă privești lucrurile. Altfel privești lucrurile. Că în același timp, de exemplu, eu am mai auzit un doctor la un moment dat, povestea în felul următor, că oamenii sunt făcuți ca până pe la 40-45 de ani să fie în garanție și după 45 de ani, în funcție de cum ai avut grijă de tine, încep să-ți mai cadă piese. Unele le mai poți schimba, unele nu le mai poți schimba. Iar chestia asta m-a dat un pic peste cap. Dacă îmi spui că viața unui bărbat începe după 50 de ani, parcă altfel privești lucrurile. Așa este. Mit sau adevăr? Este în felul următor. Este adevărat că ficatul nu doare? Este adevărat. Deci nu doare. Deci nu doare. Consumul de cafea este dăunător pentru ficat? Nu. Deloc? Nu. În cantități, ca și vinul roșu, este chiar benefic. Alimentele prăjite reprezintă o povară pentru ficat? E reprezintă, da. Deci prăjeala e dezastru. Nu e dezastru, dar în cantități normale. Excesul de zahăr din alimentație este rău pentru ficat? Așa este. Este pentru că ficatul este legat și cu zona hepatobileo-pancreatică și aici poate apare diabetul zahărat de tip 2. Deci pentru, avem aici niște consumatori de zahăr și de bomboane și de dulciuri non-stop, deci au probleme ușor-ușor cu ficatul când o să mai înainte de vârstă. Sunt foarte tineri, încă nu. Încă nu. Dar, adică poți să abuzezi ficatul sau nu știu cum să zic, adică în tinerețe, domnule, am mâncat mult dulce, am mâncat prăjel, nu știu ce, și după aia te oprești și el se regenerează? Așa este. Este cel mai regenerabil. Noi în transplantul hepatic de la donator viu, de cele mai multe ori se recoltează lobul drept. Este obligatoriu ca donatorului să rămână 30% din masa ficat. Din ficat, da, și la o lună, la două, la trei luni, practic masa ficatului restant se dublează. Deci este cel mai regenerabil organ din organismul uman. Bună și pe final discuției spuneați de cancerul hepatic și mulți ziceau, dom'le, cancerul hepatic este o boală alcoolicilor sau ciroza e la alcoolici, de asta apare. De fapt, nu e chiar cancerul așa, hepatic apare pe hepatopatii, fie ele toxic-nutriționale sau de alte cauze, virale sau alte afecțiuni dismetabolice. Deci apare, foarte rar apare pe un ficat normal. De obicei, de cele mai multe ori apare pe un ficat patologic. Da, dacă tu te duci și îți faci o dată pe an un ecograf sau te duci o dată pe an, îți faci un control, poți să previi lucrurile astea? Sigur, sigur. Se descoperă unele leziuni care pot fi rezolvate în timp și cu prognostic foarte, foarte bun. Persoanele supraponderale au probleme cu din cauza obezității? Au ficatul sigur, afectat? Sigur, e un ficat gras. Persoanele ponderale au un ficat gras. Deci persoanele care sunt, noi vedem că sunt supraponderale, clar au ficatul gras? Ficatul gras, așa este. Deci te uiți la el și zici, gata, ficat până gras? Până și eu am osteatoză de gradul 2. Adică ce înseamnă asta? Adică am și eu un ficat puțin gras. Dar asta din ce cauză? Pentru că din cauză că am câteva kilograme în plus. Nu cred. Dar tu joci foarte mult tenis, tu faci foarte mult sport. Dar am câteva kilograme în plus. Fumezi, doctore? Nu. Doctor, de multe ori mai vedeam pe doctor că fumează. Nu, nu, nu. Am fumat și nu recomand. Este orice altceva în afară de fumat. Este o boală care, de fapt, a dus și la boala bunicului tău. Acea arteriopatie este secundară fumatului. Da, el fuma foarte mult. Vezi? Ani întregi. Așa este. Rupea Carpați. Așa este. Deci afectează foarte mult vasele mici în special. Avem un coleg aici care fumează cam un pachet și ceva pe... Pachet. Da, dar e foarte tânăr, are 36 de ani. A, deja ai fost la consult? Am fost la consult. E tânăr, dar na, mai bine să aibă grijă de el acum. Noi am învățat că dacă avem un doctor alături de noi, să nu-l lăsăm să plece cu mâna goală. Îi avem alături de noi pe prietenii de la Morph, sunt partenerii noștri și au unele dintre parfumurile care nouă ne plac foarte tare. Sunt niște parfumuri unisex, ceea ce înseamnă că poate fi folosit, e cadoul nostru. Avem aici și pentru mașină un parfum de mașină de la Morph, că au și așa ceva, și un parfum Nudo, care sperăm din toată inima să vă placă. Pentru că spune în felul următor că este senzual,
că este învăluitor și că este potrivirea perfectă. E un parfum persistent, seducător pentru spirite îndrăznețe. Iar eu sunt convins că doctorul Brașoveanu chiar este un doctor îndrăzneț în tot ceea ce face. Serios. Mulțumesc, Cătălin. M-ai surprins. Mulțumesc pentru cadou. La următorul podcast o să vin și eu conficat. De pui sau de pasăre. Nero, bă, dacă ne trecea și nouă prin cap, veneam cu ficatul ăla de pui pe masă. Pe cuvânt. Doctorul Vlad Brașoveanu, oameni buni, a fost invitatul nostru la podcastul Acasă la Măruță, podcasturi susținute de Sanador. Dacă vreți să aflați mai multe despre dumnealui, e foarte ușor să căutați pe Google, să aflați mai multe de pe rețelele de socializare, unde lumea poate să găsească chiar așa, Vlad Brașoveanu sau Vladislav Brașoveanu. Oricum. Oricum, căutați, găsiți și cu siguranță puteți să aflați mai multe lucruri. O să lăsăm și noi în descriere link-urile unde puteți să-l găsiți pe domnul doctor. Mulțumim mult de tot, mă bucur mult de tot că am stat de povești. Doctorul nu prea apare nici la podcast-uri și nici pe la emisiuni. Adică să știți că nu s-a lăsat ușor convins. Dar până la urmă am reușit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și mi-am întrebarea cu pe final. Bine, întotdeauna mi-au rămas bun de la oameni și mai pun încă 2-3 întrebări. Te-ai gândit vreodată, doctore, să intri în politică sau în sistemul ăsta medical? Niciodată. Nu? Nu. Puteam să zicem și noi că am dat noroc cu domnul ministru, da, uite. E altă meserie. E altă meserie? Deci n-am dat noroc cu ministru. N-am dat noroc cu ministru sănătății, dar asta e altă meserie. Am dat noroc, în schimb, cu unul dintre cei mai mari chirurgi din România, oameni buni, Vlad Brașoveanu, și mulțumim mult de tot că a venit alături de noi la podcastul Acasă la Măruță. Puteți să lăsați întrebări pentru doctor în comentarii și, de ce nu, să ne spuneți părerea voastră despre podcasturile noastre medicale. Mulțumim mult de tot, ne vedem la următorul. Mulțumim! Și eu mulțumesc!